Cred că și dumneavoastră sunteți bucuroși că încheiem uh, seria aceasta cu cele 10 porunci, dar credeți-mă, cel mai bucuros sunt eu. Uh, mă bucur pentru că Domnul ne-a ajutat să ne ținem de serialul acesta, duminică de duminică, și să-l putem încheia chiar la uh, sfârșitul acestui an. Am intitulat serialul acesta Cele 10 porunci pentru familia de astăzi și am încercat să aplicăm la viața de familie, la relațiile de familie, aceste 10 porunci date de Dumnezeu prin moise poporului lui Israel. Astăzi, la ultima poruncă, am găsit un titlu O familie sănătoasă este o familie mulțumită. Este o familie mulțumită. Dacă am citit în limba română textul din Exodul 27, l-am auzit deja în limba engleză. El sună așa: Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău. Așa sună porunca aceasta dată de Dumnezeu prin Moise. Vom discuta în această seară ce înseamnă această blăcomie, această poftă de a deține ceea ce au alții. Vreau să fac câteva afirmații la început. Gradul de împlinire a familiei, de mulțumire a familiei depinde de mulțumirea noastră cu ceea ce avem. Când reușim să fim mulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, ne simțim o familie împlinită. Când suntem nemulțumiți de ceea ce avem și ne uităm peste gard la vecinul, așa cum ați văzut, la casa lui, mașina lui, nevasta lui, copiii lui, cine știe ce, începem să ducem o viață nefericită în relațiile noastre de familie. Dar trăim într-o societate care vrea să ne convingă de dimineața până seara că fericirea noastră depinde de ceea ce avem. Și fericirea este cu atât mai mare cu cât vom avea mai mult, mai mult despre Statele Unite și despre populația din Statele Unite se spune că we are pushed to possess. Suntem împinși din spate să posedăm tot mai multe lucruri. Unii văd un lucru bun în asta, spun că acesta este motorul dezvoltării societății americane. Probabil că o fi așa. Asta naște societatea de consum, nu e așa? Dar uităm că în spatele acestei probleme sunt zeci de mii, probabil sute de mii de oameni care lucrează câte 40 de ore pe săptămână, să declanșeze în noi, în fiecare, mecanismul acesta de a cumpăra. Folosesc toate recuzitele posibile, de la muzică, imagini, slogane, frică, nostalgie, mândrie, gelozie, chiar și sex, pentru a ne atrage atenția. Vor să vândă săpun, nu? Și folosesc imagini care nu au nimic de a face cu săpunul. Pentru că vor să pătrundă în creierul nostru, în mintea noastră, cu ideea de a cumpăra săpun sau a cumpăra o mașină. Consumatorul american este bombardat în fiecare zi de cel puțin 3.000 de reclame. 3.000 de reclame bat la ușa minții noastre în fiecare zi. Este îngrozitor, este înspăimântător. Acum ne-am și obișnuit cu ele. Aproape că nu le mai vedem. Noi așa, ne -am... când am venit prima dată în America, nu? un lucru care ne-a enervat foarte tare, țin minte, erau reclamele de la televizor. Domnule, când era filmul mai bun, pac, apărea, apăreau reclamele, domnule, nu? Și nu înțelegeam ce cu... Ăștia nu sunt normali, nu? Noi veneam din România unde nu erau reclame la nimic, domnule. La ce să fie? Că de-abia cumpăram tot ce există pe piață. Nu trebuia să facă ăștia reclame deloc. Nu? Uh, 3000 de reclame pe zi de la billboards când te duci cu o, o mașină pe marginea expresului, pe marginea drumului afișe televiziune, ziare peste tot, numai și numai reclame uh, poate 75-80% din poșta pe care o primiți ce sunt? reclame, nu-i așa? cataloge, broșuri uh, tot ce vrei în lumea asta reclamă tot, toate produsele astea sunt destinate să producă o cultură a nemulțumirii. Să vezi ceva ce tu nu ai și să devii nemulțumit și să te apuce cumpărăturile, nu-i așa? Să producă o societate de consum, să te scoată afară din casă, să te trimite la mall, să-ți umpli credit cardurile, card toate reclamele astea sunt destinate să strânească poftele, pofta ochilor, lăcomia de a avea. Haideți să vedem ce este această lăcomie de avere, de avea. Lăcomia este dorința incontrolabilă de a achiziționa lucruri. La modul general, dorința de a achiziționa lucruri. Așa cum am auzit și pe pregări. Verbul evresc este chamad, care înseamnă dorința de a poseda ceva ce nu ți se cuvine, ce nu este al tău, ce este al altuia. Dorința de a avea este o parte esențială a ființei umane. Este normal, nu putem trăi fără ea. Nu? Este o formă de energie care ne motivează la acțiune. Natura noastră coruptă însă vrea mult mai mult decât avem nevoie. Suntem mirați studiind lumea animalelor. Animalele nu iau decât ceea ce au nevoie. Știți asta? Un leu care poate omorâ sute de animale nu omoară decât cât trebuie să mănânce el. Animalele și plantele nu iau din de natură decât lucrurile pe care ele au nevoie de ele. Omul care este o ființă coruptă vrea mult mai mult decât are el nevoie. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 6, la 9 la 10, Apostolul Pavel spune așa, Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvari, nici închinătorii la idol, nici prea curvari, nici malachi, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, observați, cei lacomi, nici bețivi, nici defăimători, nici hărăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Lăcomia nu este unul dintre păcatele uh, uh, capitale. Lăcomia, dorința de a avea, uh, este parte esențială a ființei umane. Dar când vrei ceea ce nu e al tău, ceea ce nu ți se cuvine, Lucrul acesta este interzis de Dumnezeu prin porunca a 10 -a. Lăcomia de avere, lăcomia este un păcat sămânță din care răsar multe alte păcate. Așa cum am văzut înainte, minciuna, hoția, uciderea, pofta, zgârcenia, invidia, gelozia, adulterul, violul, este, nu, nu este altceva decât lăcomie scăpată de sub control. Lăcomie aplicată lăcomia este păcatul original. Observați, femeia Eva a văzut că pomul era bun de mâncat. A poftit ce nu era ei, ce era interzis pentru ea. Lăcomia și pofta aceasta este păcatul original. Din păcate, lăcomie este păcatul subestimat în lumea noastră materialistă de astăzi, nu așa? Pentru că astăzi este la modă să ai cât mai multe lucruri. Noi îi vedem de bine pe oamenii care sunt bogați, chiar îi apreciem lumea materialistă de astăzi, îi vede oameni realizați pe cei care pun lăcomia la lucru, nu? Și uh, uităm ceea ce, spunea Domn... ceea ce spunea Apostolul Pavel în Timotei, capitolul 6, versetul 10, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. S-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Haideți să vedem uh, câteva din efectele lăcomiei din câteva din efectele uh, pofte acestea de a avea ceea ce nu îți aparține. Primul este oboseala. Iată ce spunea Proverbe 23 4, nu te chinui să te îmbogățești, nu-ți pune priceperea în aceasta. Dorința de a avea mai mult și dorința de a avea ceea ce nu ți se cuvine, te stoarce de puteri. Oamenii muncesc astăzi pe, pe rupte. Imediat după aia, Revoluția din România a venit și pe vremea aceea toți care veneau după Revoluție trimitea Domnul în America. Toți voiau să salveze America. Și m-am uitat așa la el, era plin de sine, îngânfat, am zis, știu, eu știu de ce te-a trimis Domnul pe tine în America. De ce? Să te umilească un pic, să-ți dea de lucruri, și să vezi cum se lucrează în America. Și după ce i-au rupt oasele frații noștri, l-au angajat la drywall și la dărâmar de călădiri și așa mai departe și lucra câte 10, 12 ore pe șantiere, zice, frate, nu-i de stat aici, trebuie plecat înapoi în România. Zice, trebuie plecat înapoi. Îl trimitea domnul acum înapoi în România. Păi zice, am avut, eu am avut job de stat în România. Dar zic, aici este numai de lucrat, nu de stat. <laughs> job de stat. Ce să mai spun, că era unul care tot se plângea că nu are job, nu are job și i-am spus, uite, să găsesc eu unul, am început să caut și nu era bun. Am găsit altul, nici ăla nu era bun. Și am zis, bun, dar tu ce ai vrea să lucrezi, domnule? Și eu vreau să lucrez dormen. A, dorm men. Ok? <laughs> vrea să lucrează dorm men. Job din ăsta nu am găsit absolut deloc. Ei bine, munca aceasta care te extenuează fizic și emoțional, te face să intri în această morișcă zilnică pentru a păstra cadența cu ceilalți, nu? Păi, dar nu o să fim noi mai preșoți decât aialați. Și apoi devenim americani, nu? Definiția americanului este că americanul cu bani care nu îi are, cumpără lucruri de care nu are nevoie, ca să facă în ciudă celor care nu iubește. Nu? Și de dimineață până seara ne rupem oasele și tot acumulăm și vrem să fim în rând cu ceilalți, în rând cu lumea. Un verb foarte favorit românilor este a te realiza, s-a realizat. Ce înseamnă oare asta? Are o casă mare, foarte mare, mai mare decât are nevoie. O mașină și cine știe ce mai intră în verbul ăsta a te, a te realiza, nu? O altă consecință, un alt efect imediat al lăcomiei sunt datoriile, nu? Problema nu este că noi câștigăm prea puțin, ci că dorim prea multe lucruri. Asta este problema numărul unu. Americanul de rând pune pe credit... 1300 de dolari la fiecare 1000 de dolari câștigat. Știți asta? Asta este în medie. Pune pe credit 1300 de dolari dacă câștigă 1000 de dolari. Cele mai multe nevoi ale noastre țin de lăcomie, nu de necesitate. Nu mai știm să facem deosebire între necesitate și lux în Eclesiastul 5 cu 11, cuvântul Domnului spune așa, când se înmulțesc bogățiile, bunătățile, se înmulțesc și cei ce le mănâncă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Le vezi cu ochii și le mănâncă alții. Datoriile. Eu nu prea am întâlnit oameni fără datorii. Toți suntem înglodați în datorii. De ce oare? Pentru că am cumpărat lucruri mânați de lăcomie, mânați de poftă și nu le-am cumpărat pentru că era nevoie de ele. Intrați în bucătăria dumneavoastră, surorilor, și deschideți cabineții și vedeți, numărați câte lucruri aveți acum pe care nu le-ați avut în România. Veți descoperi că aproape 90% din ceea ce aveți acum în cabinețele la bucătărie nu le-ați avut în România. Ați murit în România? Nu. A, trăiți acum mai bine că aveți 10 feluri de spray pentru temirce? Într-o zi am luat un, unui nepoțel din mână un spray. Nu știam ce nu, nu l-am mai dar ce faci cu el? Zicea, îl pun în gură și m-am uitat pe spray Era unt, spray de unt. În viața mea nimeni nu a imaginat că există spray de unt. Și era la, la noi în casă, domnule. Și nepoții descoperiseră că poți să mănânci unt din sprayul ăla. Wow! Mie noi să fi văzut o bucată de unt în România, dar ce spray de unt? Pe, pe vremea aia, nu? Avem zeci și zeci de feluri de produse de care de cele mai multe ori le-am cumpărat din lăcomie sau din dorința să vedem cum e o fi ăsta. nu e așa? De ce ne-am băgat în datorii. Am descoperit de-a lungul anilor că acest flexible friend is not so flexible. Hm. nu e flexible deloc. Îți cere dobândă și nu puțină. Am un asemenea prieten care acum am ia 25%, că am uitat să plătesc într-o lună la timp. <laughs> 25%, domne. Cineva spunea, Dumnezeu eu mulțumit, domnule, cu 10%. Ăștia cu 25%? Oh. A treilea efect, îngrijorările. Cu cât avem mai mult, ne îngrijorăm mai mult. Cum să le păzesc? O să mi le fure cineva. Economisesc, învârtesc, asigur, repar, întrețin, evit taxele. Ne dă de lucru enorm de mult lăcomia. Cu cât ești mai sus pe scara corporației, aduci frustrările geabului acasă. Nu? Stai la masă cu soția, creierul funcționează la calcule de la firmă, nici măcar nu știi ce mănânci, nu auzi ce zice ea, urmă te enervează copiii, că nu poți să-ți continui geaba în continuare, îngrijorările. Insomnia crește odată cu câștigul lunar, știți asta? Cei mai bine dorm oamenii care au salar mai mic. Soluția asta e. Nu pastile, PM, <laughs> nu am încercat pe toate, doamne, de la Tylenol PM, nu? Aproape nu mai putem dormi fără, fără ele, ajutoarele astea. Iată ce zicea Eclesiastul, dulce este somnul lucrătorului, fiecare a, fiecare mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu lasă îmbuibarea să dormă. Pe cel bogat nu lasă îmbuibarea să doarmă. În al patrulea rând, conflictele. Lovitura cea mai mare pe care o dă lăcomia este familia. Lovește în familie, lovește în cămin. Cauza divorțului, cauza numărul unu a divorțului, este tensiunea financiară care se naște în familie. nu? Unele femei au dat peste bărbatul ideal. Bărbatul ideal este suficient de deștept să câștige mulți bani și suficient de prost să-i lase să se căltuiască ea. Ăsta este bărbatul ideal. Ok? Și încep conflictele. Unde ai fost? Cât ai cheltuit? Știți că banii au valoare diferită pentru cel care câștigă și pentru cel care cheltuiește? Foarte mare diferență îi. Cel care câștigă bani știe bine cât, 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 cât face un dolar cel care îl mal cheltuiește, nu știe. De unde vin luptele și certurile între voi, zicea Iacov? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Nu vin oare din lăcomia și din poftele astea care se luptă în, în mădularele voastre? Și ultimul este nemulțumirea. Lucrurile acumulate nu ne fac fericiți decât pentru o scurtă vreme. Vine plictiseala. Domne, dacă am să-mi mașina aia extraordinară, nouă, cu pf, cinci roți. Are cinci, un un, un por uh, Am o mașină că tot timpul îmi spune că are campană la ea. Până a descoperit unul că era roata de rezervă care era desunflată. A wireless, domnule, până și senzorii cauciucurilor, nu? Ne-am plictisit ideea. pentru că am venit la biserică și am văzut ce mașină are fratele Gigi. Dintr-o dată, nu e mai fain. Ne-am cumpărat o rochie și am crezut că să fiu ca și cea mai grozavă artiță de la Hollywood, până am venit la biserică și am văzut că o soră are mai fain ca mine. s Știți de unde se nasc maldările astea de gunoaie, în, în, în lângă orașe, la marginea orașului, haldele alea uriașe Din nemulțumirea asta continuă. Cumpărăm ceva și aruncăm, cumpărăm ceva și aruncăm. Și uneori aruncăm lucruri noi. Nici nu le-am îmbrăcat vreodată, nici nu le-am încercat vreodată, dar le-am cumpărat pentru că lăcomia ne-a dus să cumpărăm. Bineînțeles, nu discut de cazuri patologice de aici. Am cunoscut așa ceva, am cunoscut pe cineva care avea un basement, basementul casei era plin de haine, noi nouțe, un adevărat magazin. Știți care era explicația? Zice, a, a fost păcat să le las acolo cu prețul ăsta. <laughs> Le-am mutat în basement la ei, nu? Nu suntem mulțumiți, indiferent cât de multe lucruri uh, cumpărăm. Tot timpul se schimbă, domnule, ăștia schimbă modelul de la mașină în fiecare an. De ce? Pentru că ne știu slăbiciunile, ne știu, ne știu poftele, ne cunosc lăcomia. <coughs> Tot timpul remodelăm, redecorăm, restructurăm, înlocuim, rearanjăm în continuu, în continuu. Toate astea costă bani și suntem tot nemulțumiți. Acum Crăciunul e foarte aproape, dar dacă v-aș întreba, dacă vă aduceți aminte de cadou de la Crăciunul trecut, vă aduceți aminte de... Nu, no way. Eu de ultima vreme mi-a simplu că nu mai primesc, nu mai dau cadouri, nu mai am treabă cu chestia asta, am găsit că e mai bucuros să dai cadouri decât să primești, ok? Iată ce zice Eclesiastul 5 cu 10, cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, ok? Nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Eu am crezut că oamenii ăștia bogați, milionari ăștia, sunt foarte happy. Sunt foarte mulțumiți. Cei mai nemulțumiți oameni pe care am văzut sunt ăștia bogați. Dacă îi întreb ce vrea, vrea un pic mai mult decât are. Nu. Când e mult, când e puțin, când e destul, i a zis unui într-o zi, mă oprește-te și tu, pentru cine, Domnule, mai aduni? Că nici nu avea copii să se bată pentru avere, bărbalul ăla, nu? Pentru ce faci, Domnule? Zice, dar tu ce ai face în locul tău, în locul meu? oh, uleu, jumătatea asta aș sta în Hawaii, jumătate în partea aia altă de lume. M-aș bucura de viața asta. O, nici măcar în concediu nu se duce. Cum să meargă? Cheltuiește bani, Domnule, nu? să fie cel mai bogat din cimitir de aici. După ce le mormântăm. Nemulțumirea. Hai să vedem în mod practic cum să biruim lăcomia asta de avere și de lucruri. Numărul 1, refuză să te compari cu alții. Nu te compara cu alții. Nu te compara cu alții. Întâi, Timotei, capitolul 6, versetul 9, apostolul spune, Ce ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în laț, și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Cuvintele astea sunt foarte grave, foarte grele. Comparația cu alții te duce întotdeauna la lăcomie. Dacă, mă rog, te uiți, mai ce mașină faină are fratele, două om să-l binecuvânteze, așa cum ați auzit, nu este păcat, n-ai păcătuit încă. Dar când te roade invidia și încerci să faci rugăciuni pentru el, picaia, roțile, așa, sau eventual îl și ajut să-i pice roțile, nu? la mașină. Atunci începe păcatul să te roade pe dinăuntru. Poți să admiri fără să încerci să achiziționezi obiectul respectiv. Comparația cu alții duce la competiție cu alții. Competi competiția cu alții dezvolte invidie, gelozie, resentimente, ură și ne duce și ne face să ne sacrificăm integritatea, valorile morale și chiar relațiile pentru a dobândi ceea ce au ceilalți. Ahab a lăcomit la via lui Nabot. Și știți ce a făcut? L-a omorât pe bietul Nabot. David a lăcomit la soția lui Urie. Și știți ce a făcut? I-a luat-o și el a omorât pe Urie. Saul a lăcomit la popularitatea lui David și a vrut să-l omoare pe David. Maria a lăcomit la poziția lui Moise și s-a ales cu o lepră de tot. Biblia e plină de oameni de genul ăsta. Doi, bucură-te de ceea ce ai. Știți că nu am avea nimica dacă Domnul n-ar fi fost bun cu noi? Sunt două modalități de a avea destul în viață. Sunt două modalități simple de tot. Unu, să câștigi mai mult, ceea ce nu întotdeauna e ușor. Nu? Dar este a doua care este la îndemâna fiecăruia. Să vrei mai puțin. Nu? Să te mulțumești cu mai puțin. Și atunci ai putea să fii a, mulțumit în viață. Gândește-te foarte clar, ce te-ar face fericit? Dacă lucrurile te-ar face fericit, poți să cap, cazi în capcana lăcomiei tale. Iată ce spune secolul 6,9 Mai bine să vezi cu ochii decât frământare de pofte neîmplinite. Și aceasta este deșertăciune și goană după vânt. Mai bine să fii cum zicea fratele brand, am fost la mall și m-am bucurat așa de mult, zicea el, domnule, comercianțe ăștia, cheltuiesc o groază de bani să te facă fericit. Pun în vitrine bijuterii, lucruri frumoase de tot, zice, le asigură cu bani grei, au paznici să le păzească ca să mă duc eu și să mă uit și să mă bucur să le văd. <laughs> nu? Am fost la mall și n-am cumpărat nimic. Mai bine să le vezi cu ochii, nu? Decât să te frămânți cu pofte și să cazi în, 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 în ispite și în păcate, dorind să achiziționezi lucrurile acelea. 3. Dăruiește din ceea ce ai pentru a ajuta pe alții. Când dăruiești din binecuvântările pe care ți le dă de Dumnezeu, devii binecuvântare pentru alți oameni. Știți că noi, americanii, suntem bogații acestei lumi. Suntem printre cei 2% din populația globului, din vârful piramidei câștigului. Suntem printre cei mai, cei mai bogați oameni din lume. Materialismul nu este decât o atitudine față de bogății. Poți să câștigi 10.000 de dolari pe lună și să fii foarte, pe an și să fii foarte materialist. Poți să câștigi 10 milioane și să fii tot la fel de materialist. Nu contează cât. Este atitudinea față de bani, față de bogăție. Apostolul Pavel spunea în 1 Timotei 6, 17-19 Îndeamnă pe bogații viacul acestuia să nu se îngânfe Pentru că dacă se îngânfa, se, se umflă, nu? Cămila nu mai trece prin urechea acului Domn, dom, dom, Domnul așa a spus Nu, că e mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât un bogat Nu, că să se umflă, nu? Sunt mai, mai, mare decât o cămilă. Să nu se îngânfe și să nu se spună nădejdea de niște bogății nesatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele, îndeamne să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, să fie gata să simtă împreună cu alții, așa că să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Adevărata viață nu este aici. Adevărata viață este dincolo. Și ultimul sfat, focalizează-te pe lucrurile care vor rămâne. Pe, nu pe lucrurile temporare, pe cele care vor rămâne. Nu pe lucrurile care se duc la halda de gunoi, ci pe lucrurile care rămân. Lucrurile materiale ne vor întuneca privirea spre cele cerești. În 2 Corinteni, 4, 18, Apostolul Pavel spune așa, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Încă un sfat, numărul 5. Deprinde-te să fii mulțumit. Deprinde-te să fii mulțumit. Știți că mulțumirea se învață, ea nu vine în mod natural. Spuneam că în mod natural nu este nemulțumit și vrem mai mult și vrem să acumulăm tot mai multe. Nimeni nu este mulțumit prin natura lui. Trebuie să avem un exercițiu, un exercițiu îndelungat al mulțumirii. Iată ce spunea apostolul Pavel în Filipeni capitolul 4, versetele 11 la 13, s-a întâmplat ceva pe ecran, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, spune Apostolul Pavel, că m-am deprins, de m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu un belșug, să fiu în lipsă, pot totul în Hristos care mă întărește. Este o deprindere, este un exercițiu, Trebuie să facem exercițiu să fim mulțumiți. Pavel a învățat că mulțumirea nu depinde de circumstanțe, ci de atitudinea pe care el o are față de, de averi. În concluzie, vreau să am găsit o mică ilustrație a... De ce suntem noi nemulțumiți? Nu? Totdeauna înghețata celuilalt e mai mare ca a noastră. Uh, ultima poruncă din cele zece, lecomia duce virtual la toate celelalte păcate. Este păcatul pe care îl comitem în gândul nostru. Dumnezeu a legiferat, așa cum ați văzut, uh, comportamentul nostru, acțiunile noastre, cuvintele noastre, reacțiile noastre. Dar porunca aceasta legiferează gândirea noastră. De fapt, Mântuitorul a pornit de la această poruncă a 10 și a spus, nu te uita la o femeie, să ai și curvit deja cu ea. Nu urâ pe fratele tău pentru că l-ai și omorât în mintea ta. Domnul spunea, ai grijă că toate păcatele încep în mintea ta, încep în gândirea ta. Ei bine, această ultimă poruncă din Biblie spune, ai grijă pentru că toate celelalte păcate vin din mintea ta. Prin lăcomie chestionăm corectitudinea lui Dumnezeu față de noi. Știți asta? O, oh, Dumnezeu nu-i drept. De ce i-a dat domnule fratelui ăsta un așa geab extraordinar și mie nu-mi dă? Nu? Dumnezeu nu este fair, nu este corect. Cum, domnule, uite, ăsta o duce mai bine decât mine? Uite-mă ce nevastă frumoasă are și a mea. Uite ce bărbat deștept are sora asta și al meu. Nu? Dumnezeu nu este corect, domnule, când am părțit lucrurile, nu? Nu, n-am făcut corect lumea asta. Prin lecomie chestionăm corectitudinea lui Dumnezeu față de noi. N-a fost fair Dumnezeu față de noi. I-a favorizat pe alții, domnule. Nu? Măgarul ăsta e mai măgar ca al meu. Nu? Vedeți ce spune acolo? Nici măgarul, nici bou. Nu? Boul. Ultima poruncă, spunea cineva, este semnul exclamării. Semnul exclamării care spune, lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Okay? Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. El știe ce face. El știe ce de fiecăruia. Nu-l chestiona. Nu îmbunătăți tu lucrurile. Nu-l ajuta tu pe Domnul. Împreună cu soția cunoaște pe cineva care a făcut ce a făcut, i-a pus la oaltă piciorul ei cu fata al cuiva și la mijloc erau complet alte probleme decât dragoste și așa. Și sora zice, eu l-am ajutat pe domnul, pe domnul, l-am ajutat pe domnul acum. Mai bine nu l-ar fi ajutat, că căsătoria a ținut câteva luni de zile și a ieșit un dezastru complet. Nu l-ajutați pe domnul. Patru, și afirmația aceasta, dacă uitați tot ce am spus în seara asta, Țineți ți o minte pe asta. Fericirea nu este să ai ceea ce dorești, ci să dorești ceea ce ai. Okay? Asta este fericirea. Unii oameni tot timpul sunt nefericiți că nu au ceea ce își doresc. N-au casa, n-au nevasta, n-au boul, măgarul, eu știu, a vecinului, cum are vecinul. Tot timpul sunt nefericiți de asta. Fericirea este să-ți dorești ceea ce ți-a dat Dumnezeu, să vii cu bucurie acasă, la casa ta, la mașina ta, la soția ta, la copiii tăi, măgarul tău, boul tău și așa mai departe. Să te bucuri de lucrurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Asta înseamnă fericire. Să-ți dorești ceea ce ai, nu să ai ceea ce îți dorești. Și ultimul lucru care menționez și asta repete, de fapt, ce am spus mai înainte. Antidotul lecomiei este mulțumirea. Și aceasta se obține prin deprindere. Hai să încercăm de anul ăsta, de anul viitor, nu de anul care vine, așa, să facem exerciții de mulțumire și să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Okay? Intrați în closet și declarați că de azi înainte sunteți mulțumiți cu ceea ce aveți. Și uitați-vă să vedeți că aveți mult mai mult decât vă trebuie. Mult mai mult decât vă trebuie. Ok? Hotărâți să fiți mulțumiți cu numărul ăla de pantofi care îl aveți. Ok? 200, 300. <gântu -i> Spune, domnule, I'm, I'm happy with this. Nu? nu știu cum sunteți dumneavoastră. Mi-am luat niște pantofi din România, tot cu ea umblă acum în ultima vreme. Nu? Mai am și alții, dar ăștia, cu, ăștia, cu ăștia îmi place să umblă, nu? nu? Așa facem cu hainele, așa facem cu costumele. Și atunci, de ce ne mai trebuie alea alte 20 în, în, acolo? De ce ne mai trebuie? Hotărâți să fiți mulțumiți cu ceea ce vă da Dumnezeu. Bine? Începeți să fiți fericiți dorindu-vă să veniți acasă la ceea ce vă da Domnul. Pentru că asta este, de fapt, secretul fericirii, să-ți dorești ceea ce ai, nu să ai ceea ce îți dorești. Haideți să mulțumim Domnului pentru serialul acesta. Pentru mine, personal, vă mărturisesc că a fost un timp de deschidere a ochilor, a minții, să încep să văd lucrurile altfel. Și sunt convins că și pentru cei care au luat în serios uh, asemenea subiect, este un, uh, un subiect care ne poate schimba viețile. Să revenim la basics, la bazele credinței noastre și cele 10 porunci fac parte din această bază, această temelie a credinței noastre. Haideți să mulțumim Domnului pentru ele, ridicați cu toți în picioare.